Edgar Allan Poe Berenis Restriște are multe chipuri. Felurite sunt nenorocirile pe pământ, încununând ca un curcubeu nemărginit azare, culorile lor sunt tot atât de variate, tot atât de deosebite ca ale curcubeului, și totuși, la fel de apropiate și contopite, încunună zarea fără margini ca un curcubeu. Cum se face că din atâta frumusețe am scos o pildă de ceea ce este urât? Din simbolul păcii, ceva asemenea suferinței. Dar așa cum în moral răul este urmarea binelui, tot astfel din bucurie s-a născut durerea, fie că în amintirea fericirii trecute este durerea zilei de astăzi, fie că suferințele clipei de față se obârșesc din extazele care ar fi putut fi cândva. Numele meu este Egaus. Pe al neamului meu nu-l voi da în vileag. Nu se află în toată țara zidire mai bine cunoscută de veacuri decât sursele și posomorutele metereze ale așezării mele strămoșești. Stirpea noastră a fost numită o stirpe de vizionari și în multe amănunte izbitoare, în înfățișarea castelului familiei mele, în freșcele salonului celui mare, în tapiseriile de prin dormitoare, în ciopliturile stâlpilor ce susțin bolta sălii de arme, dar mai ales în galeria tablourilor vechi, în aspectul bibliotecii și, în sfârșit, în conținutul cu totul straniu al acestei biblioteci, se găsesc mărturii mai mult decât grăitoare care adeveresc această credință. Amintirile anilor mei din tâi sunt legate de această încăpere și de cărțile ei, despre care nu voi mai pomeni nimic. Aici a murit mama. Aici m-am născut eu. Dar cu totul zadarnic este să spun că n-aș fi trăit și mai înainte vreme, că sufletul nu ar avea și viața anterioară. O tăgăduiești oare? Să nu dezbatem problema. Încredințat eu însumi, nu caut să conving pe alții. Există de altfel o anume amintire a unor forme aeriene, a unor ochi plini de lumină spirituală și de înțeles, a unor sunete melodioase dar triste, o amintire ce nu se lasă alungată. O amintire nedeslușită, șovăielnică, nestatornică, și schimbătoare ca o umbră și, ca de o umbră, îmi va fi cu neputință să mă dezbar de ea câtă vreme va străluci soarele rațiunii mele. În această cameră m-am născut. Și astfel, trezindu-mă din lunga noapte aceea ce doar părea, fără să fie însă neființă, pentru a cădea deodată în chiar inima unui ținut fermecat, într-un palat al închipuirii, pe tărâmurile ciudate ale cugetării și erudiției monahale, nu este de mirare că mă uitam în jurul meu cu o privire uimită și înfrigurată. Că mi-am petrecut copilăria între cărți și mi-am risipit în visuri tinerețea. Dar ceea ce pare ciudat e că, după trecerea anilor, amiaza vieții mele de om matur m-a găsit tot în castelul părinților. Ceea ce e cu deosebire ciudat e stabilă abătută asupra izvoarelor vieții mele. Uimitoarea a fost acea întorsătură petrecută în caracterul celor mai obișnuite gânduri ale mele, schimbându-le cu totul. Realitățile acestei lumi mă impresionau ca niște vedenii, și numai ca vedenii, pe când bizarele gânduri din țara viselor ajunseseră nu numai hrana vieții mele de toate zilele, ci însăși adevărata mea viață, întreagă și unică. Berenis, îmi era vară și am crescut împreună în castelul părintesc dar am crescut fiecare într-un alt fel. Eu, bolnăvicios și cufundat în tristețe, ea sprintenă, grațioasă, clocotind de energie. Ea, cu plimbările ei peste dealuri, eu cu studiile mele de călugăr. Eu, trăind o viață lăuntrică a inimii, de dat trup și suflet celor mai adânci și migăloase meditații, ea, zburdând fără de grijă prin viață, fără să se odihnească, fără să se gândească la umbrele din calea ei sau la zborul tăcut al orelor cu aripi de orb. Berenis. O strig pe nume, Berenis. Și din surele ruini ale aducerii aminte, mii de iviri tulburătoare se înalță la sunetul acesta. Icoana ei este vie înainte Canzilele zilele din tâi ale luminoasei și zglobiei ei veselii. Minunată și totuși fantastică frumusețe. Naiada a fântânilor, și apoi? Apoi totul este spaimă și mister. O poveste ce nu trebuie rostită. Boala. O boală cumplită. S-a abătut ca o vijelie peste trupul ei. Și chiar în timp ce o priveam, duhul rău al prefacerilor a răpit-o, cotropindu-i mințile, deprinderile și firea și tulburându-i în chipul cel mai viclean și cel mai groaznic felul de a fi al făpturii. Prăpădul a venit și s-a dus. Dar ea victima. Unde era? Nu mai cunoșteam sau nu mai recunoșteam drept Berenis. Din nesfârșită înlănțuire de suferințe iscate de acea cumplită boală din tâi, care a dus la o schimbare atât de grozavă în făptura fizică și morală a verișoarei, amintesc pe cea mai dureroasă și necruțătoare în felul ei și anume un fel de epilepsie, care nu are ori se sfârșea printr-un somn cataleptic ce semăna idoma cu moartea, și din care se trezea adeseori pe neașteptate. Între timp, propria mea boală, fiindcă mi s-a spus că nu o pot numi altfel, propria mea boală creștea cu repeziciune și lua în cele din urmă chipul unei monomanii de o formă nouă și nemaiauzită, înrăutățindu-se clipă de clipă, ceas de ceas, și punând treptat stăpânire pe mine, într-un fel cu totul de neînțeles. Această monomanie, dacă trebuie să o numesc astfel, consta într-un neastâmpăr bolnăvicios al acelor proprietăți ale minții, denumită în limbajul metafizic facultatea de atenție. E aproape sigur că nu sunt înțeles. Dar mă tem într-adevăr că prin niciun mijloc n-aș putea trezi în judecata cititorului obișnuit o idee corespunzătoare despre acea stare de surescitare nervoasă a minții lacome de a cunoaște și cu care puterile mele de pătrundere pentru a nu vorbi în termeni tehnici, se străduiau și se cufundau în contemplarea chiar și a celor mai neînsemnate amănunte ale Universului. Să stau pe gânduri ceasuri îndelungate, neobosit, cu atenția îndreptată asupra vreunui citat neînsemnat de pe marginea sau din textul unei cărți, să rămân cufundat o bună parte dintr-o zi de vară, în umbra ciudată ce cădea pieziși, pe tapiserie sau pe podea. Să mă pierd o noapte întreagă priveghind flacăra înalta unei lămpi, sau jarul din vatră, să visez zile întregi mireasma unei flori. Să îngând fără oprire un oarecare cuvânt până ce sunetul, prin necontenita lui repetare, înceta să mai înfățișeze minții mele vreun înțeles, să pierd orice simț al mișcării sau al existenței fizice printr-o nemișcare de plină, în care stăruiam multă vreme cu îndărătnicie, Acestea erau câteva dintre cele mai obișnuite și mai puțin primejdioase rătăciri pricinuite de o anume stare a facultăților mentale, rătăciri care nu sunt, desigur, ceva nemai întâmplat, dar care sfidează orice analiză sau explicare. N-aș dori totuși să fiu înțeles greșit. Neobișnuita, stăruitoarea și bolnăvicioasa, atenție stârnită astfel de lucruri neînsemnate prin firea lor, nu trebuie să fie confundată cu înclinarea spre visare, acea înclinare comună tuturor oamenilor și în voia căreia se lasă mai ales cei care au o imaginație înflăcărată. Nu era nicio dezvoltare dincolo de margini sau o exagerare a acestei înclinări, așa cum s-ar fi putut crede la început, ci era, din capul locului, ceva cu totul deosebit prin însăși esența ei. Într-o asemenea împrejurare, visătorul sau cercetătorul, plin de avânt, atras de un lucru care, îndeopște, nu este lipsit de însemnătate, pierde din vedere, puțin câte puțin, acel lucru într-un vălmășac de sugestii și deducții, așa încât, la sfârșitul unei asemenea visări, adesea plină de voluptate, găsește acel incitamentum sau, cu alte cuvinte, cauza primă a rătăcirii sale, cu totul pierdut și uitat. În ceea ce mă privește, porneam totdeauna de la un lucru neînsemnat, cu toate că acesta căpăta, datorită viziunii mele nesănătoase și răsfrânt de ea, o însemnătate imaginară. Făceam prea puține deducții, dacă le făceam. Și aceste puține deducții se învârteau cu îndărătnicie în jurul punctului de plecare, luat ca centru. Meditațiile nu erau niciodată plăcute. Și la sfârșitul visării mele, Departe de a pierde din vedere prima cauză, ele căpătau, din potrivă, acel interes peste măsură de exagerat ce alcătuia trăsătura caracteristică a bolii de care sufeream. Într-un cuvânt, dintre toate puterile minții, atenția era la mine puterea cea mai întețită, așa cum la visătorul obișnuit este speculația. Cărțile mele din vremea aceea, chiar dacă nu mi-agravau de-a dreptul suferințelor, aveau, se va vedea, prin cuprinsul lor neologic și fantastic o mare asemănare cu trăsătorile caracteristice ale bolii înseși. Îmi amintesc foarte bine, între altele, tratatul nobilului italian Caelus Secundus, de amplitudine Beati Regni Dei, Marea Operă a Sfântului Augustin, Cetatea Domnului și De Carne Cristi, a lui Tertulian, în care fraza paradoxală Fiul Domnului a murit, E de necrezut acest lucru pentru că este lipsit de sens și a înviat după ce a fost pus în mormânt. Faptul este neîndoielnic, fiindcă e cu neputință. M-a absorbit cu totul timp de mai multe săptămâni de cercetări trudnice și fără de folos. S-ar părea astfel ca, descumpănită fiind numai de lucruri fără însemnătate, rațiunea mea se asemăna cu acea dârză stâncă oceanică pomenită de Ptolemeu care stătea dârză în fața loviturilor îndârjite ale oamenilor și a furiei sporite a valurilor și vântului, cutremurându-se doar la atingerea florii numită Narcisă. Și cu toate că unui gânditor neatent i s-ar părea cu desăvârșire neîndoios că zdruncinarea pricinuită în ființa morală a berenisei de nemiloasa ei boală mi-a hărăzit mie nu puține prilejuri să-mi exercit întețită și anormala mea putere de meditație a cărei natură am lămurit-o cu destul nevoință, lucrurile totuși nu s-au petrecut câtuși de puțin astfel. În răstimpurile de luciditate ale infirmității mele, nenorocirea berenisei mă îndurera, desigur, și, simțind până în adâncul inimii acea nimicire a nobilei și mândrei ei făpturi, mă gândeam adesea cu amărăciune la tainicele mijloace prin care o atât de stranie prefacere se întâmplase pe neașteptate. Aceste gânduri însă nu izvorau din boala mea, ce nu da pace, ci erau la fel cu cele care ar fi putut încolți, în aceleași împrejurări, în mintea oricărui om. Potrivit specificului ei, atenția mea bolnavă era îndreptată asupra schimbărilor mai puțin însemnate, dar cu atât mai surprinzătoare, petrecute în starea fizică a Berenisei, în ciudata și îngrozitoarea deformare a ființei ei. În zilele cele mai fericite ale frumuseții ei fără seamăn, fără doar și poate că n-am iubit-o nicio clipă. În viața mea stranie și bolnăvicioasă, sentimentele nu mi-au pornit din inimă și totdeauna pasiunile mi-au venit pe căile spiritului. În cenușiul zorilor, în umbrele preferate la amiază, în pădure și noaptea în tăcerea din bibliotecă, ea îmi trecuse domol pe dinaintea ochilor și nu o văzusem ca pe o berenis însuflețită și vie, ci ca pe una din visuri. Nu o văzusem ca pe o ființă pământească din carne și oase, ci ca pe abstracția unei asemenea ființe. Nu ceva vrednic de admirație, ci numai de adâncire prin analiză. Nu ceva ce trebuia iubit, ci simplu prilej și obiect al unor meditații pe cât de neînțelese, pe atât de fără rost iar acum mă înfioram în preajmăi și păleam la apropierea ei. Și totuși, pe când mă jeluiam amarnic din pricina stării ei de deznădăjduită de cădere, mi-am adus aminte că mi-a fost iubită multă vreme și că odată, într-un ceas rău, îi vorbisem de căsătorie. În sfârșit se apropiase și ziua cununiei noastre, când, într-o după amiază din iarna anului, într-una din acele zile neobișnuit de calde, cețoase și liniștite, care sunt doicile frumosului Arsion, ședeam, crezându-mă singur, în sala bibliotecii. Dar când mi-am ridicat ochii, am văzut că Berenice se afla de față. Oare închipuirea mea nepotolită sau pâc ce domnea în atmosferă, sau poate umbrele amurgului din încăpere, ori vălurile cenușii ce îi înfășurau trupul, dădeau naștere acelor contururi nedeslușite și șovăielnice? N-aș putea spune. Nu a rostit o vorbă, iar eu pentru nimic în lume n-aș fi spus un cuvânt. Fiori de gheață mă străbăteau, o teamă de neîndurat mă apăsa. O curiozitate fără stâmpări a pus stăpânire pe sufletul meu, și, prăbușindu-mă în fotoliu, am rămas o vreme nemișcat, ținându-mi răsuflarea cu ochii ațintiți asupra ei. Era nespus de slabă, și nici urmă din ființa de altă dată nu i se mai deslușa în vreo trăsătură. În cele din urmă, privirile mele arzătoare căzură pe chipul ei. Fruntea îi era înaltă și foarte palidă și ciudat de senină. Și părul ei, o dinioară negru corb, o acoperea în parte, umbrindu-i adâncitele tâmple cu nenumărate bucle, în clipa aceea de un blond aprins, a cărui culoare fantastică era întru totul nepotrivită cu melancolica ei înfățișare. Ochii erau lipsiți de viață și de strălucire, și păreau lipsiți și de pupile. Fără de voie, m-am ferit de căutătura lor stricloasă spre a privi buzele subțiate și zbârcite. Ele s-au întredeschis și, într-un zâmbet plin de ciudă de neînțelesuri, dinții berenisei celei schimbate mi s-au arătat încetul cu încetul. De ce n-a dat Dumnezeu să nu-i fi văzut niciodată sau, după ce i-am văzut, să fi murit? O ușă care se închidea m-a distras și, ridicând ochii, mi-am dat seama că verișoara mea plecase din odaie. Dar spectrul alb și înfiorător al dinților ei nu-mi părăsi chiliară scolită a creierului și nici nu avea să o mai părăsească. Nici o pată cât de mică pe suprafața lor, pe zmalțul lor nicio umbră și nicio crestătură pe marginile lor, care în scurta clipă cât i-a dăinuit zâmbetul, să nu fi fost de ajuns pentru a mi se întipări în minte îi vedeam acum și mai deslușit decât îi zărisem mai înainte. Dinții. Erau aici și colo și pretutindeni, vizibili, la îndemâna mea, lungi, subțiri și nespus de albi, cu buzele palide, schimonosindu-se în jurul lor, ca în chiar clipa când mi s-au arătat din tâi. Atunci s-a dezlănțuit întreaga furia nebuniei mele și am luptat zadarnic împotriva înrăuririi ei ciudate și de neînvins din nemărginitul număr de lucruri ce se aflau pe lume, nu aveam în gând decât dinții. După ei tânjeam cu o dorință bezmetică. Tot ceea ce mă mai preocupa, toate felurile de alte interese pe care le mai aveam, au fost absorbite de această contemplare unică. Ei, și numai ei, singuri și de sine stătători, mai erau de văzut pentru ochiul minții mele. În ființa lor stingheră și individuală, ajunseseră să fie însăși viața gândului meu. Mă uitam la ei în orice lumină, îi întorceam în toate felurile, le cercetam fiecăruia firea, luam seama la toate ciudățeniile, meditam asupra alcătuirii lor, mă gândeam la alterarea întâmplată în natura lor, mă înfioram, închipuindu-mi că au putința de a simți și a suferi și că mai au, chiar și fără gură, o putere de expresie morală. S-a spus, cu drept cuvânt, despre domnișoara sal, că toți pașii ei exprimau sentimente. Iar despre Berenis, eu credeam cu dinadinsul că toți dinții ei exprimau idei. Ce idei? Acesta era gândul nesocotit care m-a pierdut. Ce idei? De aceea le doream atât de nebunește. Simțeam că, numai punând stăpânire pe ele, mi-aș recăpăta pacea, redobândindu-mi și rațiunea. Și asupra mea se lăsă seara. Și apoi întunericul veni și se așeză și se duse iar și ziua se arătă din nou și beznele unei a doua nopți se adunară în jurul meu și eu tot mai ședeam neclintit în acea singuratică încăpere mereu adâncit în gânduri ședeam, iar spectrul dinților își păstra fără preget, cumplit ai puterea asupra mi plutind cu cel mai viu și hâd relief printre umbrele și luminile schimbătoare din odaie. Într-un târziu, un țipăt de groază și deznădejde străbătu visările mele. Apoi, după un răstimp, a urmat un zvon de glasuri tremurătoare, întretăiate de gemete stinse, de jale și durere. M-am ridicat din fotoliu și, deschizând una din ușile bibliotecii, am găsit în anticameră o servitoare care, printre hohote de plâns, îmi spuse că Berenice nu mai era în viață. Fusese cuprinsă de un atac de epilepsie dis de dimineață. Și acum, când se înnopta, mormântul era gata pentru aceea care avea să-l locuiască și toate pregătirile de înmormântare fusese încheiate. M-am regăsit în bibliotecă șezând iarăși singur și șezând. Mi se părea că m-am trezit de curând dintr-un vis tulbure și zbuciumat. Știam că este miezul nopții și îmi dădeam bine seama că, încă după asfințitul soarelui, Berenis fusese pogorâtă în mormânt. Dar despre tot ce se petrecuse în acel jalnic răstimp, nu aveam o cunoaștere lămurită și clară. Cu toate acestea, memoria mi era plină de groază, cu atât mai înfiorătoare, cu cât era mai nedeslușită, și o spaimă cu atât mai cumplită, cu cât era mai neînțeleasă. Era o pagină înfricoșătoare în cartea vieții mele, scrisă pe de întregul cu amintiri întunecate, hâde și neînțelese. Mă străduiam să le tălmăcesc, dar în zadar. Din când în când însă, ca sufletul unui sunet ce s-a dus, țipătul ascuțit și tremurat al unui glas de femeie, părea că-mi răsună în auz. Să o faptă. Ce a fost oare? Îmi puneam întrebarea cu glas tare și ecourile odăii îmi răspundeau în șoaptă. Ce a fost oare? Pe masă, lângă mine, ardea o lampă și în apropierea ei se afla o cutiuță. Nu avea nimic deosebit și o văzusem adeseori mai înainte, căci aparținea medicului familiei. Dar cum de a ajuns acolo, pe masa mea, și de ce mă cutremuram privind-o? Aceste lucruri nu meritau de fel să fie luate în seamă și ochii mei într-un târziu căzură pe paginile deschise ale unei cărți și pe o frază subliniată. Erau cuvintele ciudate, dar simple, ale poetului Ibzaiat. De ce atunci când le-am citit, mi s-a zburlit părul în cap și sângele mi-a înghețat în vine? S-a auzit o bătaie ușoară în ușa bibliotecii și, galben, ca ieșit din mormânt, un slujitor intră în vârful picioarelor. Privirile îi erau rătăcite și pline de spaimă. Îmi vorbi cu glas tremurător, sugrumat și stins. Ce a spus? Am auzit câteva fraze întretăiate. Spunea despre un țipăt sălbatic ce sfâșia tăcerea nopții, despre cum s-au adunat la oaltă slujitorii, cum au cercetat de unde venea sunetul și apoi glasul său se făcu răspicat și înfiorător când împomeni despre o violare de mormânt, despre un trup ciopărțit ce respira încă, palpita încă, era încă viu. Se uită țintă la veșmintele mele. Erau pline de noroi și mânjite de sânge închegat. N-am zis nimic, și el m-a luat ușor de mână. Purta antipărită urma unor unghii omenești. Mi-a atras atenția asupra unui obiect rezemat de perete. Timp de câteva clipe l-am privit. Era o lopată. Cu un răgnet m-am repezit la masă și am pus mâna pe cutia care se afla acolo dar n-am avut puterea să o deschid și în meu mi-a alunecat din mâini și a căzut greoi și s-a sfărmat în bucăți. Și din ea, cu un zgomot metalic s-au rostogolit câteva instrumente de chirurgie dentară, de avalma cu 32 de lucrușoare, albe ca fildeșul, care s-au risipit ici și colo pe podea. Sfârșit.